Călin Paraschi, foarte frumos. Căline, vreau să spun că te-au aplaudat și prietenele mele de la Juri Lovca și aici un prieten al tău. Câți ani ai, mă, Nicolai? Ei, bun. Pregătiți-vă, astea sunt microfoanele, nu astea patru. Vă ajung să le aranjăm, rog, pe colegul de la tehnic să le pună în poziție pentru un grup vocal extraordinar. Într-adevăr, eu le-am văzut pe doamnele respective, sigur, au și un detașament de tineret, o să le vedeți pe fete, la un spectacol mare acum câțiva ani la Teatrul Național din București, când a fost sărbătorit Ivan Pațaichin, bunul meu prieten, și ele au cântat acolo, au mai cântat pe urmă, le-am văzut și la Sala Palatului când a fost marele concert al corului Armatei Roșii din Rusia. Parte din ei au pierit în accidentul acela cumplit de avion. Corul Armatei Roșii și corul Alexandru vor reveni în luna noiembrie la București. Parte din ei au fost și la San Remo, la celebrul festival, când Toto Cutugno i-a invitat să cânte alături de ei. A fost un spectacol absolut emoționant și tulburător. Vocile bărbătești ale corului Armatei Roșii sunt absolut formidabile. Înțeleg că vom avea și doi acordeoniști. Ce facem? Pentru acordeoniști nu mai punem microfoane, că e cântătare oricum. Să vă spun câteva cuvinte. Juravli se cheamă acest grup artistic. Juravli, Cocori, Cocori, de fapt, pentru că și Juri Lovca se referă tot la Cocori, la păsările atât de familiare în zona lacurilor Razim și Golovița. Acest ansamblu artistic este parte integrantă dintr-un proiect foarte interesant, proiectul Pro-Dezvoltare Juri Lovca 21. Bănuiesc că se referă la secolul 21, nu la vârsta de 21 de ani, a unor domnișoare din acest grup. Conducătoarea grupului este Eugenia Turcu, eu mă așteptam să o cheme Eugenia Rusu, fiind vorba de coruri și tradițiile muzicale ale rușilor lipoveni. În programul ce urmează, sigur, ritmurile, songurile slave se vor împleti cu tradițiile muzicale dobrogene. Un grup vocal extra, un ansamblu artistic celebru, Juravli, venit de la Juri Lovca! El este generalul Nicolae, țarul Nicolae I. Cei doi acordeoniști, ce faceți la microfoane? Apropiați-vă de microfoane cât mai mult, vă rog. Puteți să le retrageți stativele, așa, foarte bine. Dar ce rupăști frumoase au acordeoniștii noștri. Și ei sunt bărbați frumoși, puternici. Doamna de aici de lângă mine este doamna Eugenia Turcu, da? Conducătoarea ansamblului. Puteți să o aplaudați, o femeie extraordinară care mi-a vorbit despre eforturile de a păstra tradițiile muzicale ale rușilor lipoveni. Eu credeam că și la Mila 23 ar avea ceva tradiții, dar dacă v-a invitat Ivan Pațaichin pe voi, înseamnă că sunteți mai buni. Eu știu pe nevasta primarului Ilie Munteanu de la Mila 23 și ea cântă foarte frumos și ea și fiica ei, nu știu dacă le știți, dar voi sunteți celebre. Juravli, Juri Lovca!